Bogdan Manolea, director executiv al Asociației pentru Tehnologie și Internet, APTI, este consultant juridic interesat de domeniul dreptul tehnologiei informațiilor, proprietate intelectuală industrială, dar și de orice domeniu ce implică dreptul, internetul și atitudinea civică. Este proprietarul paginii web Legile Internetului, legi-internet.ro. Dacă nu ați vizitat site-ul, vă recomand cu căldură să intrați pe el, care prezintă încă din 2001, are iată 14 ani de existență, principalele evoluții din dreptul tehnologiei informației. Este de asemenea și cofondator Trusted.ro. Bogdan Manolea, ai cuvântul. Mulțumesc! Chiar mi-a adus-o aminte că zicea, domnule, cum se indexau site-urile în 2000? Păi vă spun eu. Intrai pe hotbot. Ați auzit de hotbot? Da. Ok, măcar unul. Intrai pe hotbot.com și adăugai manual. Ăla era procesul cel mai bun. Sigur, era și ăla în care mergeai și zicea să-l adaug el la acest site-ul, dar nu aveai încredere. În fine, asta doar că puse întrebarea și am văzut că nu ți-a răspuns nimeni și merita să fie, răspuns. Bun, eu sunt Bogdan Manolea, mă ocup de partea asta legată de legislație și tehnologie în general, de vreo 15 ani de zile, ca să zicem. Astăzi am zis că vreau să vorbesc despre două subiecte care mi se pare că ar trebui să fie de interes pentru voi. Unul este legat de date personale și celălalt de copyright. De obicei vorbesc despre subiectul ăsta de introducere de date personale de o oră și jumătate. Mi se pare că nu pot să atinge suprafață. Dar acum am doar 15 minute de la bana. Astfel încât o să... 20. Nu, 15 pentru date personale și 15 pentru cursuri. Ne-am pregătit bine. Astfel încât o să încerc să fac mai rapid, presupunând că sunt niște oameni foarte inteligenți, care au lucrat toată ziua și care sunt de acum la nivelul maxim de a răspunde la niște întrebări extrem de simple. Da? Și prima întrebare pe care o să vă pun este ce sunt alea date cu caracter personal? De pauză pentru a merge căutat sufletul. Și, evident, am răspunsul pe primul slide, da? Nu mai că am răspunsul, dar am definiția legală, care vă interesează, pentru că nu este doar o politică a unei companii, ci este o lege care este obligatorie pentru toate persoanele fizice sau juridice din România. Și este această definiție fantastică, legea 677/2001, care vorbește despre orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Și asta este partea cheie legată din această definiție. Definiția asta vă ajunge. Haideți să vedem la definiție și să-mi dați exemple de date personale. CNP-ul. Ce cu mine? Numărul cardului. Bancar. Adresa? Care adresa? Adresa de livrare. Ok. Codul de buletin. Adresa de mail. Adresa de mail. Vârsta. Este vârsta o dată cu caracter personal? Dacă eu zic că am 49 de ani. Dacă eu zic că am 49 de ani, puteți mă identifica sau nu? Simpla vârstă nu poate să fie. Dar vârsta colaborată cu alții, poate să fie. Da? Deci, și de multe ori, în afară de anumite, informații care sunt oficiale pe sau seria și corpul de buletin, sunt mai multe date care se corelează între ele și prin care poți identifica o persoană. Adresa de e-mail, a spus. Ok. Și locația depinde dacă o corelezi cu altceva, pentru că simplu faptul că eu sunt acum aici, la Impact Hub, nu este o dată cu caracter personal. Decât dacă poți vorbi de mine. Și poți să mă identifici că eu am fost și n-am fost acesta. Ok. Toată lumea e de acord că adresa de e-mail e o dată cu caracter personal? Dacă nu-i adresă personală? Dacă tu, mai zi o dată, care adresa? Mamaronix.ro. Dacă tu trimiți un e-mail de mamaronix.ro și te semnezi la finalul e-mail, poți să-mi identifica sau nu? Dă! Ai zis că tu ești Domn Popescu? Eu trebuie să spun că tu ești Domn Popescu? Dacă nu se semnează. Dacă nu se semnează, nu poți să fie. Dar în momentul în care ai 10.000 de adrese de e-mail, poți să știi care e datul care poate să fie identificat și care nu? Păi nu poți să știi. Poți să-ți fie și Domn Popescu al firma.ro, poți să-ți fie și Mirciulica al firma.ro,
Și atunci trebuie să detaliezi pe toate cabinetele cu care ai lucrat personal. Pentru că nu poți să faci distinția asta. Și-a preparat și un dar Ion Popescu, care lucrează la Toyota.ro, poate să fie identificat. La Toyota.ro e mai simplu să fie identificat. Da, pentru că adresa a fost dată de departamentul de IT, care i-a dat pe bază unui proces verbal, când a semnat parlat de o cunoștință de regulile de utilizare a adresei de e-mail. Așa, de la Toyota sunt perfecționat. Da. O adresă de IP poate fi dată cu caracter personal? Da. 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 Cu ce? O adresă IP. Știi ce e aia, nu? Toată lumea zice da? Nu. Nu. Cine zice nu? Eu. De ce nu este? S-ar putea ca la un calculator să folosească 100 de persoane IP-ul respectiv. Perfect. 100 de calculatoare ca să folosească. Da. Perfect. Asta înseamnă că adresa aia IP pe care o știi tu, nu e dată cu caracter personal. Când ai 10.000 de adrese de IP, știi care sunt date personale și care nu sunt date personale? Înseamnă că poate să le consider ca date personale. Legea vorbește de persoană identificabilă, care poate fi identificată. Nu înseamnă că va fi identificată de fiecare dată. Nu înseamnă că va fi identificată direct. Și nu înseamnă că va fi identificată mâine. La fel este discuția legată de numărul unei mașini. Este numărul unei mașini? De matriculare unei mașini. Este dată cu alte persoane? Da. 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 Că îți faci poza alături de mașină, să o pui pe Facebook. Deci, după cum vedeți, dragi participanți, avem o grămadă de date cu caracter personal care există în lumea asta. Și, dacă lucrați în domeniul SEO de PPC, cu siguranță le colectați. Deci nu cred că există... nu le colectezi. Nu, vreau să întrebați. Te rog, cum te nu pot să trec mai departe la următorul site, fără să întreb de care e. Da. Dacă e-mailul este considerat mai important, atunci o dată de caracter personal. Cu alte cuvinte, orice blog ar trebui să fie înregistrat la Betate Preț, să aibă un număr de anumite. Pentru că îl colectează, nu trebuie să facem blog. Corecta. Nu toată lumea care colectează date de caracter personal trebuie să registreze la autoritate. O să fiu, o să vorbesc puțin mai încolo, okay. Dar nu o să am timp să intru la detaliile, pentru că nu am suficient de... Aici. Dar faptul că colectezi, nu te face nici infractor și nici geniu. Ce spune legea domnului? Dacă colectezi, trebuie să respecti niște reguli. Bun. Ceea ce era important și vreau să vă trimit din această discuție este că datele cu caracter personal nu sunt doar CNP-ul sau seria și numărul de plăcut, așa cum se mai crede, sau datele care se identitatea identitate. Pot să fie elemente la care te gândești prima dată. Fața ta este o dată cu caracter personal. Anumite elemente care mă leagă pe mine de faptul că am intrat la locul ăsta, la ora la mei și m-am văzut camera de la vedere. Este o dată cu caracter personal. Pot să fiu identificat, că eu am fost respectiva persoană. Bun. Și atunci, dacă colectați datele astea și cu siguranță că le colectați, aveți câteva obligații extrem de frumoase pe care legea vă spune că dacă vreți să o faceți, că să-ți obligați să o faceți. În primul rând, trebuie să obțineți consimțământul persoanei. Da? Adică eu trebuie să obțin acordul tău ca să colectez date cu caracter personal despre tine. Asta e regula, de la care există câteva excepții, care nu o să am timp să intru în detalii, care se referă la faptul că, știu, colectez foarte multe date și nu pot să informez persoana respectivă normal, sau că colectez date în scopuri statistice, sau că te obligă o lege să colectezi datele respective, și așa mai departe. Dacă le colectez, mai zice legea, trebuie să respecti niște principii, da? Care nu să le găsiți detaliat în lege, mai mult decât ce vă spun eu, dar așa, dar o să încerc să trecem din fiecare, ca să fie ce vrea să spună ăsta cu lege. Și primul zice, domnule, trebuie să fie procesat legal și bună credință. Hai să luăm situația cea mai simplă. Vreau un newsletter pentru un magazin de comerț online. Ce înseamnă procesat legal și cu bună credință? Voi eu îți iau adresa de mail ca să-ți trimit un mail cu newsletterul meu. Nu cu newsletterul Gigi, nu cu newsletterul Google, nu cu newsletterul ăla. Ci o iau ca să-ți dau pe drumul. Asta înseamnă legal și cu bună credință. Nu nimic special. Colectat în scop determinat și, explicit. Eu trebuie să spun ție de ce îmi dai adresa de e-mail. Tu îmi dai adresa de e-mail mie, Bogdan, ca să te subscriu la newsletter. Scopul e determinat. Nu îmi dai adresa de e-mail prin care îți voi trimite niște oferte comerciale în afara site-ului meu,
nu îți dau adresa de e-mail ca să te înscrii la un concurs unde tu ți-ai dat seama că trebuie să fii înscris și nu ți-a dat adresa de e-mail pentru ca să-ți trimit toate datele, toate mizerele de la viitorii mei parteneri. Ăsta nu are scop determinat și explicit. Îl găsiți în privacy policy, dar nu e scop determinat și explicit. Nu e, nu poate să fie. Mai există încă în România firme care spun că au 2 milioane de adrese de e-mail care au acordul personalului să le trimite e-mail. E fals. Că nu ai cum, n-ai scopul. Tu nu poți să spui, eu îmi dau adresa de e-mail ca să primesc de la toată lumea toate tâmpenile din lumea asta. Mă rog, poți să spui, dar nu știu dacă vrei să fac asta. Bun. Pe urmă spune, trebuie să colectezi datele adecvate și neexcesive raport cu scopul. Deci scopul este să-mi trimit newsletter. Ce am nevoie, ce date cu caracter personal am nevoie ca să trimit newsletter? Stop. Adecvat și neexcesiv. Mai zic o dată. E-mail, nume, prenume. Stop. E-mail. Numele este excesiv sau nu? Nu, pentru că trebuie să-i zic bună. Nu trebuie să-i zici. Nu ești obligat să-i zici. Timp tu vrei să-i zici. Mulțumesc. Îți dau posibilitatea să-mi dai numele. Te ajut să vorbesc bună, Ionuț, ce mai fac? Vreau să-ți vând 3 cai jos pe perete astăzi. Dar nu ești obligat. Da. În momentul în care obligi, și asta am luat cazul simplu, dar cu scopul ăsta cu newsletter-ul ca să fie lucrurile simple, dar dacă vorbim despre marketing online sau despre sau lucrurile sunt mai complicate, da? Bun. Exacte și actualizate și trebuie să zic că nu mai sunt necesare. Exemplu ăsta cu newsletter-ul nu prea merge aici. Dar hai să zicem că, eu știu, am un cont pe un magazin online și dacă eu spun, nu mai vreau să mai livrez la adresa asta, mă livrez la adresa cealaltă, tu trebuie să-mi dai posibilitatea că eu să-mi corectez adresa respectiv. Și știu că nu mai este necesare. Hai să luăm tot exemplul unui magazin online. Cât timp trebuie să țină un magazin online datele personale ale clienților către care a făcut o comandă? Există o limitare în timp? Legea zice, știu că nu mai este necesare. Nu zice un an, nu zice 6 luni, nu zice 3 ani, nu zice 24 de ore. Zice să le știu că nu mai e nevoie de ele. Eu mai am nevoie, fără doar. Cât am magazin, asta o țin. Poate că depinde de garanția produselor respective. Depinde de garanție. Poate să depinde de obligații fiscale pe care le are magazin. Da? Dacă te trimite o factură, legea te obligă să păstrezi facturile cel puțin 5 ani din momentul emiterii. Că le țin totdeauna. Da, bă, la interesul magazinului. Dar al cetățeanului? A, necesar pentru cetățean? Datele lui personale, nu sunt. Bine, poate și așa tare, dar tu aici ești pentru calitate. Bine, se poate dezabona. De la newsletter, da, dar din contul de utilizator de la magazin? Poate să ceară, să trimite o ceară scrisă. Da. Da? Dar legea spune că tu, ca și persoana juridică care prelucrezi date personale, să ștergi datele că nu mai ai nevoie de ele. Dar cine poate defini când am nevoie și când nu? Păi, atâta trebuie. Când am nevoie. Sau când am magazin, am nevoie de bază. Exact aici apare și problema. Nu există un termen pe care să ții la cineva. Dar pe de altă parte, totdeauna va putea să fie întrebare din partea autorității care te controlează în acest aspect. Din punctul meu de vedere, dacă vrei să fii extra pusher din punct de vedere al postalitatea, trebuie să le ștergi, că de orice nu te mai obligă să le iei. Dacă 5 ani n-am interacționat cu magazinul, atunci mai bine să ștergi datele respective. De ce? Pentru că poate odată o să le pierd. Și mai bine să pierd 3.000 de adrese, nu să pierd 40.000. Pentru că o să mă doară și legea asta o să-mi impune niște obligații. Dar eu spun acum asta din punct de vedere al, stai puțin, privacy protector. Din punct de vedere al artistului, veți spune, dar de ce să le știe? Nu se știe niciodată când ne vom mai folosi. Și înțeleg și punctul ăsta de vedere. Doar că eu vă spun că, din punct de vedere al legii protecției datelor, s-ar putea să existe niște semne de întrebare. Da? Zi-o-ți. Vreau să întreb ceva. Da, nu înțeleg să sunt exact cum ați zis, adică, dar e ok. Acum am okay. E mai puțin blăre, ok? Hai să vă mai pun și o întrebare corectă. Sau, te rog, te rog. Stau pe mei direct, să ce mă cine ai nevoie, pe care trebuie în caz cu somitate. Ok? Nu mei direct, mei direct, o fie care tot trebuie să și toți fiu și toți fac. Da. Chiar la zi ai primesc din buștire. Și este aceeași firmă care și-a pus pe site că ei sunt autorizate, și autoritatea a dat un comunicat de presă și în care a spus, noi nu i-am autorizat pe ăștia. Stai. Dacă autoritățile nu sunt în stare ca să aplice legea, e treaba mea. Problema mea? De problema mea. De-aia eu trebuie să vă anunț de ceea ce e legal sau nu.
Și dumneavoastră luați deciziile în consecință. Trebuie să vă uitați foarte, foarte bine, Ferdinand. Nu spune nimeni. La fel. La fel era cazul, apropo de asta, de datele când sunt șterse, că nu mai sunt necesare. Pentru ce perioadă vă scază Google rezultatele, pardon, stringurile de căutare pe care le faceți voi? Știți? Nu la cookie-uri. Mă refer la keyword-urile sau combinația de keyword pe care o folosiți. Cât îi păstrează Google datele respective? Bine, să statistici pe 10 ani în Google Trends, de exemplu. Da, la datele alea sunt anonimizate. Eu mă refer la datele care sunt legate de un utilizator. 90 de zile? Păi stai și aici. Nu mai zile poate să răspund. Google le păstrează într-o perioadă nedeterminată. La fel ca și voi ziceam, știți ce? O să am nevoie de, nu știu când, dar datele când am, de căutare când am lansat noi site-ul în 2002, s-a făcut să aibă o valoare în 2015. Și au avut o discuție în țările interesante cu mai multe autorități de protecție a datelor din Europa și au ajuns la o negociere și au zis, bine, hai, 18 euro. Da. Oficial. Asta zice el. Eu cred că fără. Dar e 18 euro de la ultima căutare. Ceea ce înseamnă că termenul se poate prelungi. Ba mai mult decât atât. Dacă voi aveți un cont de Google, înțeles că aveți. În momentul în care sunteți într-o relație contractuală cu el, Google vă poate spune, da, dacă să te ajut eu pe tine, dragul meu client, să-ți ofer servicii personalizate, hai să-ți ofer o perioadă mai mare. Și atunci poate să zice. Bun. Următorul principiu. Păstrate doar cât sunt necesare scopuri. Asta deja l-am discutat, dar trebuie să-ți date mai mult cât sunt necesare scopuri. Și sunt categorii speciale de date, care de obicei în marketing și nu vă prea aduceți decât în anumite circunstanțe, unde principiul este că nu e voie să le colectezi. Da? Deci dacă vă întâlniți cu o categorie de astea de date, e mai bine să încercați să le editați sau să le anonimizați. Date privind originea rasială sau etnică, convingere politice, religioase, filozofice, apartenență sindicală, starea de sănătate sau viață sexuală. Pentru că sunt considerate date ca date persoane cu caracter special, au un regim special, pot fi colectate doar cu consimțământul expres al persoanei cu privire la datele respective și așa mai departe. Bun. Și atunci, întrebarea pe care o pun eu, sau mă pun eu fiind în locul vostru, este, trebuie să vă intereseze protecția datelor personale? Și răspunsul este tot o întrebare, evident. Și anume, dacă procesați sau păstrați informații cu privire la persoane care sunt în viață. Și răspunsul este da, atunci ați aflat, dacă nu știați încă, că sunteți un operator de date cu caracter personal. Și dacă sunteți un operator de date cu caracter personal, întrebarea pe care legislația, în modul ei perfect, trebuie să vă pună, este ce informații personale colectați. Cum le folosiți și cât le păstrați. Asta este toată acea lege complicată și lungă și cu termeni apocățești. Se referă la felul în care tu păstrezi și utilizezi informația respectivă. Și după ce ți-ai dat seama ce faci tu cu datele alea, eu colectez nume, prenume, vârsta, IP-uri, și așa mai departe, trebuie să îi explici celor de la care colectezi datele respective, toate lucrurile astea. De asemenea, într-un limbaj ușor de înțeles de toată lumea. În cazul pe care. Și atunci, avem aceste documente faimoase pe care le simt pe majoritatea site-urilor, de obicei copiate dintr-o parte într-alta, numită privacy policy sau politică de confidențialitate, care reprezintă, practic, o declarație publică despre ce date colectez eu și ce fac cu ele. În mod normal, n-ar trebui să fie niciun science fiction, dar, eu la mine motiv este, dar este o declarație publică care vă este opozabilă ca și administrator de site. Deci dacă tu ai scris acolo că nu dau date terților, nu se mai poate scrisă, atunci nu dau date terților. Dacă spui că da, dau date terților, dar poate și viitorilor și foștilor terți cu un scop nedeterminat și inexplicit, s-ar putea să nu ții. Bun. Și atunci, este o obligație legală? Da. Atâta vreme cât colectați date cu caracter personal, în orice formă, trebuie să aveți această informație. Și legea spune că dacă procesezi cu bună credință, trebuie să informezi cu privire la identitatea procesatorului. Cine ești tu care colectează? Eu sunt Gică Păcescu SRL. Fantastic. Scopul procesării. De ce îl colectezi? Poți să-ți trimit comanda, să fac marketing, să fac analiză, să fac profilare, să le dau la 30.000 de site-uri, să mă bucurez, nu știu, treaba voastră, cheia. Dar trebuie să spun ce vreau să fac. Terțele părți cu care datele sunt partajate. Cui îi mai dau datele tale? Le dau Facebook? Le dau Google? Îi le dau aplicații voastre? Cu semnale, n-am mulțumit un brand-ul. Sau Grăbina? Cum? Sion. Sion.
Cui eu mă dau? Eu dau la Trafic, eu dau la Paș, eu dau la Digital, eu dau la Newsman, eu dau la Senro, eu dau la Proficier. Da, trebuie să o spun. Nu e interzis să le dai, dar trebuie să o spun. Și până trebuie să spui, dar de ce le-o dau? Eu dau că vreau să-mi blocheze clip vorba. Ok, felină. Dar trebuie să o spui. Puteți să discutăm câte date trebuie să-i dai la asta proces de clip vorba. Îi trebuie adresat de IP sau îi trebuie și adresat de IP? Aici e o discuție mai sesivă. Bun. Și pe lângă asta, iară o chestiune care neapărat trebuie să o găsiți acolo, este existența drepturilor legale. Conform legii, cetățeanul nostru fericit, posesor de date personale, are dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de asistență la justiție și voi trebuie să le puneți acolo în semn, ca el să știe dacă cumva au uitat. Ok. Totul e clar până aici? Da. La privacy policy, dacă zici că partajezi datele cu următoarele entități cu care să ai contract sau colaborare, tu nu știi de acum cu cine o să ai. Știi momentan cu cine ai, dar pe viitor nu știi cu cine o să ai. Și zici acolo un termen de genul să partajezi datele cu colaboratorii în scopuri promoționale de marketing, de lucruri de genul ăsta. Din punctul meu de vedere nu este suficient. Numai pentru că scopul nu este determinat. Dar pe lista respectivilor persoane este, poate să fie determinată. Adică tu zici, ok, eu voi da aceste date tuturor firmelor care susțin acest eveniment, care sunt aici. Da, e felină. Nu mi le spui pe toate, dar de tot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. O să știu cine sunt. Da? Poți să zici, ok, acum nu știu, dar poate voi și pe viitor. Le găsești pe pagina respectivă. Iar, e ok, e în direcția bună. Dar să spui că voi da aceste date tuturor cu celor care, cu care am eu chef să fac un contract, deja nu mai pot. Atenție! Să facem distinția între date personale și date care nu sunt personale. Datele referitoare la o firmă nu sunt date personale. Dacă lucrați cu firme, business to business, ați scăpat, am rezolvat problema, nu mă interesează ce date colectez, colectați jur, cum eu faceți lucrurile spre ele, credeți vostru. Aici vorbim doar de date care pot să identifice o persoană. Bun. Continuăm. Zi. La reprezentanții unei firme? Tot aceea, nu e tot persoană, dar la unei firme prezintă o firme. Asta sunt prenumele respective identifică și persoana. Cum? Numele și prenumele persoanei respective identifică și persoana. Dar care este și o dată cu caracter personal. Dar sunt totuși date publice, declarate la persoană maxim și pot fi oricând accesată pe oricine. Faptul că există date cu caracter personal nu înseamnă că sunt date secrete, nu înseamnă că sunt date pe care nimeni nu le știe, dar nu știe și CNP-ul. CNP-ul nu este o dată secretă. Nu este. Niciun de lucrurile nu strigă CNP-ul o dată secretă. Că se folosește în mod greșit și se prelucrează în mod neautorizat, sunt total de acord. Dar nu o dată secretă. Nu spun ce vreți. E o dată personală cu caracter special. Nu poți să identifica o persoană după CNP? Bă, poți să... Dacă cu caracter personal, ai spus că este identificabilă, o dată identificabilă. CNP, orice este. Poți, foarte bine. Este dată de identificare. Dar nu e secretă. Dar există una secretă? Care sunt cele secrete de la... Există PIN-ul de la contul bancar, de la cardul bancar, care scrie în lege că nu trebuie să dai nimănui. Și dacă l-ai dat cuiva, vă tu ești responsabil de frauda cardului bancar și nu al. Dar acolo scrie în lege. Cardul respectiv este secret și titularul nu trebuie să-i dau unul de persoane. Dar cine, despre CNP nu scrie asta nicio lege. La PIN, nu ce PIN-ul, scrie. PIN-ul, PIN-ul. Îi scrie ce e PIN-ul cardului, da. Dar e o lege specială care pentru că nu e informație secretă. Există informații secrete de serviciu, secrete de stat, care sunt clasificate ca secrete. Se pune ștampilă și zice, băi, ăsta nu mă băsesc, care voie să fie. Dar pe ce ne credem? Nu e? Deci, contul ăla de validare de siguranță online, trebuie să o facă. CFC-ul. CFC-ul sau CFC-ul. Nu e considerat dată secret. Din punct de vedere al legislației române. E ca și... Practic, bineînțeles. Da. Dar aia, acum, cu 3 de CFC-uri, poți să pune extractul ăla ca să... Mă rog, mai ești acolo și acolo. Este o liability shift, că trebuie responsabilitatea, de fapt, pe magazin. Mai fi eu, ce să mai... Bun. Hai să trecem și la cuvior, că... Cred că deja am vorbit. Bun, în primul rând, care e problema cu cookie-ul? De ce sunt reglementate? Nu știam, când a venit aici, n-am știut cum să vă explic chestia asta. Deci eu
dar între timp mi-a venit o idee. Societatea nu știu dacă e. Am la mine un mic chip RFID care transmite informații despre voi. Și vreau să-l pun în poșeta colegei noastre. Unde ai voie? Mai am încă un chip RFID. O să-l pun și... Vreți să-l luau ție? Nu. Vreți să pot să-l pun la colegea noastră? Mulțumesc. Mai am un chip RFID. Pot să-l pun în poșeta colegii de aici? Perfect. Ce-am făcut? Ai marcat colegii. I-am întrebat. Dacă aș fi făcut exact același lucru pe care mi-am făcut aici și m-aș fi făcut în poșetele colegilor voastre, fără să le spun nimic și să le pun un dispozitiv care transmite informații către mine, ce-am făcut? Nu le-ai fi întrebat. Nu l-ai fi genial, dar poate m-ar fi bănuit. Și nu vrea să riscă asta. La fel e și cu cookie-uri. Practic, site-ul care trimite un cookie pune ceva într-un calculator al monetizatorului. Și atunci toată discuția și nebunia legată de cookie-uri nu este despre omorârea marketingului online, ci despre a da posibilitatea utilizatorului să spună da, sunt de acord sau nu sunt de acord. Și e treaba fiecăruia să decidă dacă este de acord sau dacă nu este de acord. Nu. Că metodele legale nu sunt cele mai bune. Că felul în care au înțeles politicienii sau felul în care au înțeles cei care au scris legea duce la o abundență de pop-up-uri și nu la o rezolvare a problemei, e o discuție pe care, dacă vreți, discutăm 3 ore numai despre asta. Dar asta este principiul și în momentul în care vorbim despre cookie-uri, trebuie să înțelegem de ce există această reglementare. Da. Am și o întrebare. Tu, de exemplu, am intrat pe anumite site-uri care te anunță că acest site îți va pune un cookie pe care te va urmări mai departe, să spunem. Da. Și acum întrebarea e că tu să-ți dai acordul ca utilizator asupra dăbuirii tale cu un cookie, trebuie să fie un acord implicit sau explicit? Adică, dar e ok doar că te anunță sau trebuie să spui acolo da? Foarte bună întrebare. Am pregătit următorul slide exact pentru întrebarea asta. Okay. Bun. Deci, dacă folosiți cookie-uri, ați aflat care e problema. Și legiuitorul român, urmărind de aproape legiuitorul european, au zis da și noi vrem să reglementăm chestia asta. Au actualizat legea asta 56/2004, acum 3 ani de zile, în care există niște obligații mai detaliate cu privire la zona asta de cookie. Existau și înainte, dar nu au fost băgate în seamă foarte mult. Și există două obligații majore referitoare la cookie. Unul este obținerea consimțământului de care am vorbit. Acum, diferența față de legea europeană este că legislația română a introdus un articol la presiunile unor anumite instituții, poate nu chiar general, și care spune, dom'le, dacă tu ai setările browserului astfel încât să obții acel acord, atunci se consideră că e un acord al obținerii cu respectiv. Problema complicată în cazul browserului este că, în primul rând, e un consimțământ informat. De fapt, tu nu știi la ce consimți. Tu poți să consimți pentru, fie pentru toate cookie-urile third party, fie pentru niciunul. Nu? E fine. Altă problemă este că în momentul în care vine browserul la început, sunt browsere care te întreabă la început, vrei să dai date către cookie-ul third party, și atunci poți să ne consimți. Și sunt cookie-uri care spun, noi le acceptăm pe toate, trebuie tu să te duci să te bifezi. Și atunci eu mă plăcut. Dar legea vorbește despre consimțământ. Și consimțământul întotdeauna este o acțiune afirmativă. Trebuie să fac ceva. Trebuie să întreb. Trebuie să clichez pe ceva. Da. A doua obligație, care din punctul meu de vedere e mai importantă, dar mai parcă să nu mai vorbește despre ea, este informarea corectă cu privire la utilizarea și scop. Ce cookie-uri fac și la ce le folosesc. O să vă vorbesc un pic despre chestia asta. Bun. Și asta este textul legii pe care puteți să vă citiți. Sunteți major și vaccinați și adresați copii de 8 clase. Da? Și vorbesc pe informații clare și concrete, scopul procesării, scopul general al procesării pentru cookie-uri third party și modul în care abonatul sau utilizatorul poate folosi setările aplicației din navigare, aplicare. Ok. Și atunci ce știm? Practic avem două tipuri de cookie-uri care ne interesează din punctul ăsta de vedere. First party și third party. Dar atenție, termenul care noi folosim din punct de vedere juridic, first party și third party, este diferit față de cel tehnic. De ce? Pentru că first party sunt întotdeauna adăugate de proprietarul site-ului, administrate de proprietarul site-ului și mai el are acces la ele, și
Pentru el există o excepție prevăzută legea în care nu este reconsimțământ. Altfel spus, dacă eu intru pe un site de e-commerce și vreau, intru pe site de e-commerce, vreau să fac să cumpăr ceva, da? Este normal și este logic și eu trebuie să mă aștept că site-ul ăla va pune cu niște cookie-uri legate de procesul de cumpărare. Că dacă ies din site-ul păstrează, că mie mi-a plăcut ca bara să fie nu știu ce, și așa mai departe. Care sunt cookie-urile first party ale site-ului respectiv. Dar ceea ce nu puteam să-mi imaginez, și nu știu, și dar cum să știu, este cu ce cărți lucrează site-ul ăla și căror cărți se dă cookie-urile, dă dreptul să-și pună cookie-urile pe care acolo. Și atunci intervine problema celor third party cookies, care pot să fie de-a alugat de proprietarul site-ului sau de o terță parte, dar în mare parte din cazul sunt administrate, sunt livrate de o terță parte. Și vorbim, deci, de third party din punct de vedere al administrării, al responsabilității și nu din punct de vedere al felului cum ele sunt injectate sau nu sex sau tehnic. Da? Și pentru third party cookies îi răspunde că trebuie consimță. Ceea ce e partea primă. Bun, și la nivelul Uniunii Europene s-au frământat sau după ce s-a dat legea au zis, băi, ce prost i-am dat? Și apar tot felul de variante de obținere a consimțământului. Prima dintre ele este acel drop bar care îți cade de sus, ăsta e similar cu cel ăsta de la BBC, și care te întreabă, vrei să-ți pun cutiuri? Third party, de la asta se referă. Dacă ești de acord, dă-mi o opțiune. Mai este și drop bar-ul fără acțiune, care zice, vrei să-ți pun cutiuri? Dacă ești de acord, fă o acțiune, dar dacă nu, noi nu ți le pune. Și ăsta e BBC-ul. Și ăsta este și autoritatea din Marea Britanie, care are același regim lax de interpretare a legii. Și zic, uite, eu am intrat aici pe BBC, am ghostări activat care îmi spune ce cookie-uri third party sunt, și eu știu, chiar dacă eu nu mi-am dat acordul aici, că n-am apăsat pe continuu, și totuși mi-a pus și Charlie, și Dabotic, și Bula mea, și Percea, și Plus Digital, și Scorcare, să zice, aici e bine și experiență personalizată. Da? Și atunci, din punctul meu de vedere, să trebuie dacă ne uităm la consimțământ, deci ești rău. Sunt foarte rău, sunt foarte rău. Dar noi e consimțământ, frate. Deci o să-ți moare toți juriștii cu cursul de anul întâi, dar nu e consimțământ. Nu e, nu e, nu e. Ajungem și la partea pozitivă, stai. Și mai așa cu contemporanea la Biblie, în care nu mai pui niciun apas aici, nu știu ce, a intrat pe site, dacă o continui să navighezi, este consimțământ. Din punctul meu de vedere, ce s-a fost. Bun. Poți tot vizitările de browser. Deci tu, practic, ai spune așa, pui cookie, deci se încarcă doar după dat click, după eventul de click la da, nu? Exact! Sau, cum fac germanii care sunt mai puși de papa pe data protection, și chiar sunt, și chiar sunt. În momentul în care ai un site și ai toată partea asta de social, ele sunt dezactivate by default și înainte să dai like, nu-ți acolo o mică bară. Și atunci ai un widget, să-mi pot azi pentru WordPress, în care îți activează chestia asta. Astfel încât tu, by default, nu colectezi date personale, nu dai cookie-uri pe terți, dar dacă ăla vrea să dea like, activează un cont de lege și dă like. Și se simte foarte fericit. Da. Vodafone, după ce amendamentele de rigoare foarte puțin timp, am văzut că a început să apară o bară în partea de jos, în care zice, vezi că noi să colectăm. Dacă ești de acord, apasă OK. Dar fie că apeși OK, fie că nu vii pe copii în navigare, e fix același lucru. Exact. Exact. Pentru că autoritățile noastre deștepte de la persoanele care se ocupă de asta nu înțeleg distinția asta. Și atunci ei văd bara, dar ce? Dar dacă vreți să spunem și să discutăm ce zice legea, hai să discutăm. Și atunci soluția care trebuie să fie la consimțământ, din punctul meu de vedere, este setarea browserului. Există o propunere de standard, în sensul ăsta se numește Duma Pre. Din păcate, a fost una din marile firme, să nu uită numele, dar e Google, care a zis, nu vrem să facem chestia asta, pentru că vrem să implementăm Google Chrome chestia asta, și care spunea că în momentul în care tu instalezi browserul, te întreabă dacă vrei să acest cookie-ul tău parte sau nu. Și ăla măcar este un consimțământ că zici da sau nu, și în momentul respectiv știi și ești safe. Și e corect că legea română spune că consimțământul se dă pe site de browser, e foarte corect, dar trebuia să spună, și asta zice de Europeană, că sunt pentru browserele care te întreabă acest lucru. Ora nu se face distinție. În fine, oricum, Duna Track este o chestie pur voluntară. Tu poți să pui Duna Track 0, nu 1, e că nu accepti, și practic să ai tu să nu. Eu vreau să spun.
Dar la fel e și robot de XP și unde vrea. Ok? Și este implementată de majoritatea browser. O altă problemă, și aici ajungem, sau problema sau soluție, dacă vreți să identifici ceva, este că nu mai trebuie cookie-ul ca să identifici utilizatorul. Există alte metode, există super cookie-ul, există deep-packet inspection, care se pare că e cam ilegal, cel puțin în Marea Britanie a fost declarată, și există browser fingerprint, prin care poți să identifici în mod unic fiecare utilizator fără să te mai facă. Da. Poți să întreb ceva? Te rog. În HTML5 apare local storage, nu știu dacă are ăsta e, ăla e super cookie. E tot în zona de super cookie și permacookie. Ok. Asta v-am să întreb. Dacă, dacă intră în incidența acestei legi ideea de local storage. Intră pentru că legea nu vorbește de cookie. Dacă o să te uitați în legislație cam de cookie, nu o să-l găsiți. Legea vorbește despre informații pe care site-ul sau pe care furnizorul de comunicații le pune pe calculatorul tău. Da. Și ei zic, ok, nu ne-am gândit numai la cookie-uri, prin 2000 ziceau că ești ceva cu beacons, cu nu știu ce, cu nu știu cum și așa mai departe. Bun. Ok, și atunci, practic, ce vrem? Da? Vrem un drawbar care să ne ia ochii sau vrem întrebarea învățare de consimțământ? Din punctul meu de vedere, dacă vreți pur și simplu să fiți compliant, faceți un drop-bar, faceți ce vreți, că dumneavoastră zice că sunteți compliant, că nu se uită prea multă lume la chestia cu costă și așa mai departe, dar, strict din punct de vedere al legislației, s-ar putea să fie considerat cu consință. De asemenea, foarte importantă este cum informezi că folosești cookie-urile respective. Zici, domnule, eu folosesc cookie-uri pentru o experiență frumoasă, personalizată și plăcută, sau spui, de fapt, mai ales pentru third parties, că astea sunt mai complicate, este, eu folosesc cookie-ul UTM-A de la Google. De ce? Pentru a analiza trafic. Eu folosesc serviciile de la newsletter. De ce? Pentru a putea să știu că tu ai dat click pe o campanie newsletter. Eu folosesc serviciile de la LinkedIn. De ce? Ca tu să poți să te loghezi cu site-ul meu LinkedIn și să împărtășești cu toți prietenii tăi bucuria cumpărărilor online. Da? Dar trebuie să le spui. Faptul că spui noi folosim cookie-ul third party, din punctul meu de vedere, n-am nicio fel de acoperire. Faptul că nu spui scopul folosirii fiecărui cookie și fiecare cookie este independent, iar nu are nicio acoperire. Și atunci, sigur că trebuie să vă gândiți ce vreți să faceți. Puteți să nu vă intereseze și, doamne, bine, să fie o zona safe a legii și poate nu vă mai interesează, sau puteți să vă interesați și o zona de, de privacy. Partea bună este că sunt, încep să fie cyber, și nu, ăsta este principiul mai făcut înainte de, acele amenzi date de autoritate, care încep să vadă chestia asta, în special prin influență vestică, unde când există o lege se mai și aplică. Și atunci există site-uri care vorbesc despre chestia asta într-un mod foarte ok. Da? Ăsta este exemplul unui site din Germania, care are o pagină localizată în limba română și care are o zonă întreagă de cookie-uri și care Google Analytics, PhotoFans, uitează Google Analytics, este un serviciu de analiză a audienței deținut de Google Inc. și așa mai departe. Noi am activat opțiunea de anonimizare a IP-urilor oferită de Google, deci noi dăm IP-urile și așa mai departe. Noi folosim Conda și așa mai departe. Noi folosim Facebook pentru Facebook plătim, da? Deci nu ne spunem nu le folosiți. Dar dacă le folosiți, măcar faceți chestia asta și este spre jumătate în acoperință, dacă le simțiți total. That's it, folks. Facebook ce? Atlas, că au lansat serviciul ăsta, de fapt că l-au cumpărat. Eu nu folosesc Facebook. Din motive principiale, legate de domnul Mar. Am o problemă cu domnul care îl gândește. Ca atare nu folosesc. Pare rău. Deci eu nu fac lucrurile. Acum, căutați, mă adăbuiți pe Facebook, căutați-mă ziua, mai e unul care se cheamă ca mine, dar n-are nicio legătură cu mine. Deci, să mă rog pe ea, nu știu ce o să dăbuiesc. Dar răspund la e-mail. Da. Care este momentul, când este definit momentul în care trebuie să încerc la data protection autorizare? Da. Nu e o autorizare, e o notificare. Diferența următoare. Autorizarea, tu cer ceva și până când nu primești răspunsul de la ei, nu poți te apuci să faci acea ceva. Notificare înseamnă eu te anunț că încep să fac chestia asta și în momentul în care te-am anunțat, eu pot să încep să o fac. Legea spune că tu trebuie să anunți înainte de începerea procesării. Practic, tot tonul de firme care au anunțat cu mult după ce au început procesul.
accesarea datelor care pe persoană. Și pentru că autoritatea nu are nici competența și posibilitatea să te poată verifica pe o fel sau altă. Mai mult și bine de spus pe doamna asta, din punctul meu de vedere, notificarea e o procedură birocratică, stupidă și inutilă. Și prin noul regulament al Uniunii Europene, care se pare că va fi adoptat anul ăsta, se va renunța total la ea. Pentru că scopul nu este să te duci tu la autoritatea lui Pești și să-i completezi un formular în care trebuie să livezi punctul 23, ci scopul este să gândești ce informații colectezi și cum să le preocupezi. Și să-ți anunți numai asta. Se depune online, dar dacă citești și ăla, și ghidul, doamna lumea se întreabă și ce să are măsuri de securitate, și eu ce spui la documentul ăla. Și trebuie să și ce înseamnă data încetării prelucrării. Eu vreau să rețin pentru totdeauna. Ce să scriu acolo ca să fie ok? Să știi că și dacă te duci în New York și întrebi ce era un browser pe oameni, s-a făcut experimentul ăsta, eu nu știu ce e diferența între Google și un browser. Partea asta este că suntem în nebunii cu toată lumea. Da. Suntem în nebunii cu toată lumea. Dar aici aș face o distinție între utilizatori, care e o problemă distinctă, și procesatori cu date cu caracter personal. Pentru că la procesatori sunt două chestiuni care funcționează de obicei. Da? Biciu și morcov. Nu știu ce să vă care singurul care știu să vă e biciu. Și anume amendă. E o amendă prevăzută în lege, cred că maxim e vreo la 50.000 de lei. Pentru Vodafone, o prea doare. Pentru voi, nu știu, poate să-ți mai fericit decât sunt eu. Dar s-ar putea să te doare chestia asta. D'accord. Mai există încă o chestie, tot legată de bici, care se va întâmpla, tot pe nou regulament, și anume în care se înăspresc pedepsele pentru ce se numește data breach, adică îți pierzi niște date cu caracter personal. Și în momentul în care s-au pierdut datele respective, tu poți să fii amendat cu până la 2% din cifra de afaceri. Și atunci te doare indiferent dacă ești Facebook, Google sau GigaSR. Avem și o întrebare, că am trecut prin procesul ăsta de notificare și la un moment dat, sunt fiind o persoană tehnică, am citit cerințele tehnice care mi se cerau pentru notificarea aia. Vreau să spun că mi se pare destul de greu să le îndeplinești ca și cerințe tehnice. De exemplu, programatorii nu o să aibă acces la datele cu caracter personal. Păi frate, ai un tabel de nume, prenume și eu am un programator care se uită să scoate niște rapoarte. Teoretic, conform acestei legi, tu nu ai voie să-i dai programatorului, dar în mod specific programatorului. Deci, era o categorie separată. Da. Cum vezi măsurile alea ciudate, care nu le poți îndeplini? Deci, eu am notificarea aia, dar nu pot să zic că am măsurile alea din... Unul dintre puținii care le-au citit tot ordinul ăla, scrie că datele personale sunt identifice metalice. Da? Adică, e vorba de ultimul avocat de poporul 52/2002, care stabilește cerințele minime de securitate cu privire la protecția datelor caracter personal. Dar pentru că se referă la minim, eu și ele sunt într-o bună parte, sunt toți pe suietudine. Dar am avea o chestie cu dezactivarea butonului prin screen. Da, și aia, să dezactivezi butonul prin screen. Genial. Așa. Da, deci tot de suietudine. Dar, principiul este următor, vorbind de nou de minim. Tu trebuie să te referi la ceea ce ar trebui să fie recunoscut ca nivel adecvat de protecție în curtea unui profesionist în politică. Ceea ce face toată piața care sunt cei buni profesioniști și care adoptă niște măsuri de securitate respective. Și anume, să nu ții, de exemplu, parole în clauze de securitate. Să, nu știu, să nu lași toți programatorii să aibă acces la baza de date, ci doar la care lucrează cu ceva care are legătură cu baza de date. Da? Poate ai un designer sau designerul să nu aibă acces la baza de date. Sau să pui HTTPS pe site dacă colectezi date cu caracter personal. Să ai un backup care este ținut la 30 de kilometri de server original. Și așa mai departe. Sunt suficiente standarde la nivelul ăsta pe partea de securitate informației și care te pot ajuta în acest sens. Păi asta am făcut, că n-avea niciun sens alea, să dezactivezi prin screen-ul corect la client.
Mulțumim frumos, Bogdan. Cum ai spus, te putem găsi, te găsim pe Facebook, dar te găsim pe mail, da. La ce adresă? Bogdan la rând, legendusinternet.ro sau Bogdan cum am la rând, pe ok, perfect. Pentru a întrebări legate de registrație, puteți să-i trimiteți un mail sau puteți, acum, după ce se credeți, să ne puneți una, două întrebări. Mulțumim mult, Bogdan. Mulțumim și vreau. Să oferim sucuri de vin, vreau să mulțumim sponsorilor, Conversion, Nemredi, Newsman, Binescu.ro, Digital, Două Parade și Rinpaziti, și partenerilor Creative News, Găzduire.ro, Impact Hub, iTrend, Profit Share, SEO Monitor, Softlink, Trafic.ro, Strasse.ro și Web Armada. Vă mulțumim foarte mult, mulțumim speakerilor, iar cele patru speaker de vin se vor începe către patru persoane îndrăzețe pe care le va indica Oana. Nu știu cum vă cheamă, așa că o să vă dau un pe rând și frumos. Și nu procesăm dată de caracter personal, cerem doar prenumele să ne spuneți. Cristi? Cristi? Dacă poți să ne spui și cum te cheamă? Și numele tău? Ștefan Marocel. Ștefan, ok. Cu Ștefan, cu sticla de vin oferită Ștefan, terminăm această ediție numai să oferim. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm la următoarele ediții. Centrul vechi este aproape, 31 de grade, centrul acela perfect pentru bere, vin roze, cu o viață și așa mai departe. Seara pe care.